Este nevoie de un nou proiect de țară. Un proiect de țară pentru România, pentru România viitorului în Uniunea Europeană. Acesta a fost mesajul meu către liderii cu care m-am întâlnit astăzi la ora 17 și am terminat întâlnirea acum câteva minute. Toți au fost de acord să participe la elaborarea acestui nou proiect de țară, un proiect post-aderare, care iată vine practic la 10 ani după ce România a devenit membră a Uniunii Europene. Această lucrare, acest proiect de țară, va fi elaborat într-un grup de lucru care va funcționa pe lângă președinția României. Acest grup de lucru poate să funcționeze în varianta optimală aici la președinție, chiar și într-un an electoral. Vreau să subliniez caracterul foarte constructiv al discuției pe care am avut-o și faptul că toți liderii politici și-au asumat acest proiect. Un astfel de proiect de țară poate să devină funcțional numai în situația în care este adoptat, aprobat, susținut consensual. Din păcate,